la percepția voastră, a fost o evocare a părintelui care l-a adus viu pe părintele, cel puțin în inimile celor care l-au cunoscut direct, dar cred că și ale celorlalți. Și a fost interesant că ați vorbit, ați făcut această introducere, așa cum spuneați despre părintele Galeriu. Ați făcut o introducere care a deschis atât de multe căi, încât fiecare dintre noi ar putea merge. Adică foarte cuprinzătoare această introducere. Și eu vreau doar să spun, eu voi vorbi foarte puțin, de felul meu vorbesc foarte puțin, mai ales în ultima vreme, noi am trecut la 15-20 de minute la predică, la Sfântul Silvestru, și cu ajutorul domnului Sorin Dumitrescu, care la un moment dat ne-a spus că trebuie să vorbim mai puțin și atunci am vorbit cât se poate de puțin. Să aibă dânsul loc să vorbim. Nu. Să avem cuvântul, zice, mai incisiv, așa, o singură idee pe care să o ducem până la capăt. Bineînțeles, după părintele Galeriu, părintele Constantin Galeriu, e greu să mai ridici pretenții de predicator și noi nu facem asta. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu și părintelui Galeriu și tuturor celor care ne-au ajutat că această carte a reușit să apară. Gândiți-vă că este al treilea volum care cuprinde predici ale părintelui Galeriu de la trecerea părintelui pe 10 august 2003. Doar trei cărți au apărut. Prima carte a fost produsă de domnul Sorin Dumitrescu, de aceea l-am și amintit, și conține modele omiletice, așa le-a numit Sorin Dumitrescu, 21 de modele omiletice. Sunt predicile pe care părintele Galeriu le-a scris pentru pagina creștină din ziarul România Liberă și apoi din ziarul Ziua, unde Sorin Dumitrescu avea această rubrică, era pagina centrală. Deci sunt predici fără îndoială extraordinare, dar sunt predici de birou. Sunt predici pe care părintele le lucra, a suda lucrându-le câte o săptămână, două, și încerca să cuprindă în spațiul care îi se dădea numărul de cuvinte ce avea de spus. Era mai greu decât la Catedrala Patriarhală, unde la un moment dat avea o înțelegere să îi se mai lase 5 minute. Pentru părintele Galeriu se mai să dădea ceasul înapoi puțin. Sunt extraordinar de elaborate cele predici, sunt foarte bune. Adică fiecare poate înțelege extraordinar de multe lucruri, dar nu sunt predicile vii. După aceea a mai apărut o carte de predici la 10 ani, 10 predici la 10 ani, care sunt o transcriere ale unor predici destul de reușite. Însă sunt transcrieri cu un iz literar. Când o să citiți această carte, o să vedeți, a fost o rugăminte a părintelui Petre Comșa, cel care a transcris, a fost să nu omorâm oralitatea. Adică să fie aceste predici, cine citește cuvintele, să-l audă pe părintele Galeriu vorbind. Acum înțelegeți dumneavoastră că nu e ușor lucru. Dar aceasta și de asta a durat cam un an de zile să fie produsă această carte, să fie realizată această carte. Nădăjduim următoare, acum existând de o experiență, să fie puțin mai repede. Deci, s-a încercat să se scrie în așa fel încât să auziți. Nu este perfect textul din punct de vedere literar. Sunt foarte multe virgule, o să vedeți, sunt foarte multe virgule, doar așa se poate, poate că unii ar spune că abundă în virgule, doar așa se putea sublinia ideea pe care o, felul în care vorbea, eu îl aud pe părintele când scriam, când transcriam, îl auzeam pe părintele vorbind și știam unde pune pauză, unde se oprește și acolo pune în virgulă, pentru că acolo unde se oprește, înseamnă că urmează o deschidere de paranteză sau o nouă idee care e aici marcată și apoi dezvoltată mai târziu. De aceea, poate părea greu de citit uneori, dacă urmați punctuația. Altfel, cred că va fi ușor.
Caietul are și o formă puțin, băiatul meu mai mare aici m-a criticat puțin, a zis, tată, de ce ați făcut oglinda textului atât de mică și o pagină atât de mare? Că nici din punct de vedere ecologic nu este corect. Și... Mulțumim un alt text. Și i-am spus, pentru că nu este o carte de predici, ci este un caiet de predici, adică aveți loc să notați. Este spațiu pentru dumneavoastră, să vă scrieți notele. Este un caiet. De aceea nu are, și introducerea, este o introducere foarte puțin pretențioasă, nu are o postfață, nu are nimic explicativ carte. Inițial, vă spun sincer, greșisem la atâtea corecturi și dintr-o lipsă de experiență, nu-i pusesem nici cuprins. Și am pus cuprins. Până la urmă, s-a rezolvat. Este o carte, e un caiet pe care să lucrați. E un caiet unde să-l auziți, să lucrați împreună cu Părintele Galeriu, să cercetați înțelesurile pe care vi le sugerează, pe care vi le împărtășește, cuvintele pe care vi le spune. Eu atât am de spus, pentru că partea mea a fost tehnică. Îl rog cu Părintele Petre Comșa să vorbească despre conținut, ca să vă trezească și mai mult interesul despre ceea ce veți găsi citind acest caiet.